Să spuneți, vă rog, cu ce problemă vă confruntați? Cu indexul de la curent. Și ce problemă aveți în această zonă? Am greșit. În loc de 18.000 și 690, au trecut 15.000 și... Dar cum s-a întâmplat? Ați făcut vreo sesizare la E.ON, care este furnizorul dumneavoastră? Am făcut 5 sesizări și tot dădeam telefon, stați liniștiți că se rezolvă. Și când acolo primesc o scrisoare că să plătesc în 24 de ore, să plătesc suma de 15 milioane și... Deci, practic, ați avut 18.000 și cât ați primit în indexul următor când s-a făcut citirea? Când o citit-o ei, o citit 16.000 și... Deci lucru de care nu vă faceți dumneavoastră vinovat, păi nu dumneavoastră ați dat citirea. Nu sunt vinovat că eu am dat indexul corect după control, cum o citit ei nu știu. Și au socotit ei că de la 18 să scadă la 16, da. După care brusc să vă pună să plătiți 16 milioane. Da. Sesizarea ați făcut, dar ei ce răspunsuri ați primit încă o dată? Că se rezolvă situația, să aștept. Și acum ce scrisoare ați primit ultima dată? Că dacă nu plătesc până în data de 24 luna asta, vine și... mă debranșează și de la gaz și de la curent. Dar cum? Acum ați fost la OPC, care a Severin, și... Da, am fost și... la OPC, că am depus actele să rezolv situația. Și așteptați soluționarea cât mai rapidă. Da.